Profesorul de istorie Ioan Costea pregătește un nou episod al serialului despre trecutul localității noastre. Sâmbătă 19 aprilie, în rubrica Destin și istorie, aflați cum s-a produs mărirea și decăderea sașilor din Reghin. Realizatorul vorbește despre perioada interbelică, marcată de o concurență economică existentă între sași și evrei. Putem vorbi chiar de o ascensiune și de o cotă de vârf a evoluției săsești economice din Reghin de la 1922 până pe la 1940. Deși a început o mare concurență cu o populație asupra care eu o să revin într-o altă episod, și anume evrei, care au pus stăpânire pe, în special pe comerț, dar și pe marele trustului de angro. Ne mai vorbim de comerțul cu amănuntul, care era aproape totalmente în mâna evreilor. Cu toate acestea, fabricile, atelierele erau în mâna sașilor. Cel de-al doilea război mondial vine însă cu efecte puternice asupra acestei concurențe. O bună parte din evrei dispar după 1945. Se produce însă o ascensiune în perioada anilor 40-44, când concurența evreiască este eliminată. Și este eliminată artificial. Evreii sunt arestați, sunt deportați, pământurile lor, dar mai ales prăvările, casele au fost abandonate. Ele vor fi ocupate de altcineva, asupra căruia o să revin. Oricum, aș vrea să precizez că în 1930, în Reghin existau 9290 de locuitori, dintre care, iată proporția, a crescut în favoarea maghiarimii, 3570 sunt maghiari, 2228 sunt sași, 1812 români și iată 1556 sunt evrei. Realizatorul rubricii oferă precizări privind conviețuirea etniilor în zona noastră, precum și explicații referitoare la diferențele dintre membrii aceleiași etnii. Nu ratați așadar jurnalul de sâmbătă, 19 aprilie, începând cu ora 18.